ar fi cam 25 de ani de muncă în radio-televiziune. Veneam din radio de la un alt specific de muncă. M-am obișnuit destul de greu, dar a trebuit să rezist și, sinceră să fiu, nu m-aș mai duce înapoi. Asta am vrut să vă întreb. Vă place mai mult munca de televiziune decât cea de radio, nu? Este mult mai complexă. Într-adevăr, depinzi de foarte multă lume, dar fiind și sunet și imagine, însă nu uit că școala am făcut-o în radio. Vi se pare că un bun profesionist trebuie să treacă neapărat prin radio? La noi, la muzical, da. Obligatoriu. Acolo este fonoteca, acolo este aurul din punct de vedere muzical. Deci un om trebuie să învețe să asculte și după aceea să vorbească. Absolut. Absolut. Dacă îi dă Dumnezeu capacitatea de a asculta și de a fi ascultător și apoi posibilitatea de a comunica, de a ajunge la sufletul oamenilor, este bine. Asta este cea mai frumoasă meserie, după părerea dumneavoastră? După atâția ani de muncă, în care n-am circulat, deci am venit spre televiziune, m-am mutat o singură dată, cred că este suficient numărul anilor pentru a fi un răspuns. Ca să fie televiziunea ideală și departamentul în care lucrați dumneavoastră primul, ce vi se pare că mai trebuie în plus? Să fim un pic mai organizați, să avem mijloace pe măsura dorinței noastre de a lucra. Pentru că oameni talentați sunt aici, oameni care iubesc televiziunea și iubesc publicul, care doresc să realizeze lucruri frumoase, dar să li se dea posibilitatea să lucreze. Ce îi doriți televiziunii acum la cea de-a 40-a aniversare? Tuturor la mulți ani, putere de muncă și să rămânem la inima telespectatorilor. Pentru că eu știu că n-am pierdut acel loc.